Deci mă duc mâine la Adrian. Așa am de vreme. Rău, cum sunt. Cu geacă de toci. Rău, zici că sunt de la Clingonia. Și zic, bă, deci mă port confort. Fă! Ascultă comanda la mine. Fă ceva. Aia ce? Stai din gură. Dacă zic eu să ascult comanda la mine, că mă ascultă aici, mă dă zic, da? Ascultă comanda la mine când te-ai bărăgat. Și după aia mă duc cu cuțetul. Zic, uite ce cuțit am. Oh, e cam de castaniu. Nu știu ce ori să-l pune ăsta. E cu carbon original în el. Îmi tai venile. Vrei să-mi tai venile, frate? Hai, dai venile să le puteți niște de venile. Mă duc la Alexandreus! Poate zice să îmi tai venile. Face, nu ești curajos. Atunci mă apuc să fiu bun român și îmi tai și pula să fiu doar curajos. Cum? Îmi tai pula și o să fiu doar un cur. Și după aia mă fut în cur. Măcar mai ai experiențe așa să... Măcar să visez la pula mea? Păi n-arăt nimic coba ca pe uterente, e important. La inimele. Fac ce coaiele mele? Mi-o bagi la inimele? Exact. Și-o bag în bărcăre. Și-o bag în devara. Mă duc la Alexandru, fă-te apără, mă. Mă, te-am zice că îmi bagă pula în borcan ceva, cancan. Face Alexandra, nu e cancan, e cacan. O să fii doar cacan. Eu, aholo, fată, nici tu nu ții cu mine. Cine pula mea se țină cu tine, fată? Tată. Chiar să zic, fată. Chiar că ai față de HM sau își fieră. Ceva câta oară. Aia a fost până câta niciodată. Ai chimici de ori. Chimici de ori. Unde pula mea? Auzi. Vezi? Hai să vezi cum fac eu o poezie în profesia. În cartofiori. Te aplică. Explică. Vezi natura morții, natura fiorului. În cartea fiorului îți poate da un fior. Deci, de revelație. Imaginează-ți soarta. Să vorbești cu cartea fiorului. Ce faci cartea fiorului? Nu știu. Stau ca un actor. Tu vorbești cu tine. Ce ești un cartofier? Doar un cartofier. Ce pula mea pot să fiu? Ce ești viu? Cartofier. Cum va? Sunt plin de amuză. Ce înseamnă? Am ficat-o tău, să-ți faci tot ce-am dat.
antropocid. Insipită, inodoră, incoloră. Și ce-ar fi asta? Nimic. De-a placere, că se înmulți. Vă palu. Mai ți-aduce aminte de unul? Putu, care e unul? Că a fost atâția că... Încerc și eu să-i uit. Nu fac ce pula mă să fac. Unul se numea, era un evreu. Uret? Și tu l-ai văzut la un moment dat. Asta l-a. Și ce făcea la uret? Făcea profeții despre trecut, că zisem acest copil. Și eu la fel își bătea și îl putea. Și zicea stupid pe poate. Cine era ăla? Era un SS. Știa băiatul ăla informat. Știa că e stupid pe poate. Ia uite aici, am luat foișorul de foc. De foc lung. Și să vă descriu, e mai bine să vă descriu eu. Că este mai mișto. Vorba lui Adriana. Dumnezeu să o ierte. De fapt, Dumnezeu să o ierte. Problema că mi se zicea să o ierte. A fost o eliberare, frate! Tare! Am iubit așa mult. S-a fost că și-a părut. Nu mă întreb. A explicațiile... Torna ce nu te izori. Nu mă contez. Dacă mă întreba Alexandra Pontevrit, mă vreau spune. Scria. Mă te-a scris. Proză. Poză. Da, poate. Nu, poate nu la poză. Eu băgam câte două voci. Eram ventrilog. Ea nu prea mai pupa și ea. Pentru că nu cred că așa sunt studenți. Am încercat să vă spun. Să accept. Я скрепую. Я по-моему. Я уйду по Николаю Анцану. Ведь мы интересуемся по еще одному боку. Лимба романа не азидишь, не унеште. Кубинтеле и не цьем преуна. Ne împartă și ne dau putere. Ah! M-am scăpat. De emoție. De emoții mi-am umplut chiloții. De căcat. E de urat. Cum? Perfect, sunt de fapt. Băi, eu sunt de acord cu ăsta, dar tu știi când e ziua limbii române, că tocmai mă uitam la ăsta, bine că am găsit ziua ăsta. A sectorului 2 și a lui
Nicolae Orțan, trei cu niște boșorici. Văd că Nicolae Orțan și-a pus mingile pe pulă și eu făceam la fel. Să nu vină gagicirea la cu vână, să mă ia de vână și pun mâinile pe pulă. Cel puțin e un primar destul de bun, că eu văd ce s-a realizat aici, destul de bine. Oficior de șirci, pula mea, era vorba lui Angela Merkel, bă, mă ascultă. Acum te-ai prins? Ești chiar Sandy Bell, poate e din desenele, poate. Te ascultă oricine, nu contează. Dacă ești cineva ce le prezintă la cumva un interes, știi ce se întâmplă, frate? E unii care descoperai, dracu, să hackerași. Ia uzi, România e cei mai hackerași din America. Până la urmă, o să-i fută negri. Că și românii, le-a dat sfatul la români. Acum câțiva ani de și văd și-o sfatul. Dragi hackerași, nu fiți carași, nu fiți somoni, nu fiți mormoni. Stați doar așa. Visați. De ce? Ajungeți în partener și vă pute negri puiurile alea mari. Vă ajungi niște hecărași care știu și era pus capră. Eu m-am prins înainte, nu trebuie să-mi zică ăia. Da, uite pe Nicolae Orțanu, ne pula mea. Limba română ne-a făcut în gură. Ia, ce pula mea. Limba este patria mea. Cam atâta. Se uită la monitor. Îi văd pe aia cum se fute cu plantiță. Nicolae Orțan, se uită cum se fute aia cu plantiță, da. Ce ai tu cu plantiță? Nu are nimic. Poate nu. Apa. Ia hai să vedem ce avem aici. Un sector european. A, asta e normal dacă ești european, gata, ești. Păi am fondat Europa. Noi suntem cei mai tare. Ar trebui să ne fugă pula pe care toată. Ia uite copiii mei. Mamă, ce trebuie. Nota 10 pentru cea de învățământ pe voi era la niciodată nota 10, încercam să ne la nota 10, cu toate că puteam să iau și nota 11, 12 și 13. Eram atât de bun. Când venea inspectorul la băiat, era până la
încercam să fac așa pe 6. Pe 6, pe 7. Plăteam. Plăteam să plătesc. Eram drogat învățământului. Cum era de la tăla vreceu, e cu doamna vreceu. Ce știu eu? După la vreceu. Ce știu eu? Ce știu mulți, din mulți, călăuți, ce știu eu? Să iau într-un drum pe care să-l parcurg. Mai durează,